Salutare tuturor! Bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi m-am gândit să vă prezint din nou un video cu exerciții, poziții de stretching pentru nervul sciatic și mușchiul piriform. Aceste exerciții pe care eu vi le arăt, obișnuiesc să le fac destul de frecvent, pentru că adesea mă trezesc cu dureri lombare pe nervul sciatic și mușchiul piriform. Vom avea nevoie de un scaun care să fie stabil, și pe o suprafață mai puțin alunecoasă, dar să nu avem surprize, să ne accidentăm în vreun fel. Așadar, pentru început vom face câteva exerciții pe scaun, după care vom trece la sol, așa că pregătiți-vă o salteluță în caz de nevoie. În speranța că lucrați împreună cu mine, haideți să începem! Așadar, ne așezăm, un picior este întins, celălalt este îndoit, da? Și încercăm pe cât posibil ca spatele să coboare drept spre înainte. Drept. Atât cât ne permite mobilitatea articulară, flexibilitatea, dar mai cu seamă durerile, da? Durerea. Și stăm acolo. E important ca spatele să stea drept, dar evităm să stăm cocoșați, pentru că mișcarea este total diferită. Puteți să încercați și voi. Dacă vă este mult să stați în această poziție, reveniți pentru scurt timp, după care vă așezați din nou. Cât timp eu vorbesc, voi rămâneți în aceeași poziție, da? Vreau să mă asigur că vă dau toate informațiile pe care le posed și care consider eu că sunt importante. Perfect, schimbăm piciorul celălalt și la fel, încercăm să avem burta subt, abdomenul cât se poate de controlat, spatele drept și cât reușim, mergem spre înainte. Minunat! Așezăm laba piciorului pe genunchi și cât putem ducem genunchiul în jos, după care același lucru, aplecăm trunchiul, tot așa, spatele drept, până la limita durerii, e important. Dacă vă doare, nu forțați, lăsați doar piciorul aici și stați. Dacă durerea și poziția vă este confortabilă, vă permite ca trunchiul să meargă spre înainte, atunci încercați. Dar la fel, spatele să rămână drept. Și stăm acolo. Evitați pozițiile care nu vă fac bine și care unde simțiți de fapt durere. Fie stați în poziția precedentă sau așteptați următorul exercițiu. Perfect, schimbăm celălalt picior, la fel, punem laba piciorului pe genunchi, apăsăm cât mai mult genunchiul în jos, spatele drept și stăm acolo, stăm. Eu atât pot, de exemplu, nu pot mai mult. Mă țin aici, bine, acum nu sunt cu dureri pe nervul sciatic, dar în principiu când mă doare nu prea pot să fac exercițiul ăsta și prefer să rămân doar în această poziție. Minunat! Tot în așezat, dacă avem spătar, ne prindem cu palma, cu un braț de spătar și ne ținem, desenăm un S, da? Și ne înclinăm într-o parte. Important e ca trunchiul să se simtă, să se încline într-o parte și stăm aici. Ori ne prindem de spătar, cum v-am arătat mai devreme, sau de șezuta scaunului și stăm acolo. Nu uitați că mai există 3 videouri pentru problemele pe nervul sciatic și mușchiul piriform. Pentru varietate, puteți și pe acelea să le faceți. Tot așa, până la limita durerii,
nu forțați, pur și simplu amplitudinea o faceți în funcție de cum vă simțiți și cât de mare este durerea. Haideți să schimbăm celălalt picior, îl lăsăm să cadă pe lângă corp, pe lângă scaun și înclinăm trunchiul, înclinăm. Să mă vedeți și așa. Tare bine se simte exercițiul acesta. Mai avem un exercițiu pe scaun, după care trecem jos. Dacă timpul vă permite, puteți să stați 30 de secunde, 1 minut, cât timp aveți. Sprijin pe scaun, în funcție de durere, fie stăm în această poziție, un picior înainte, celălalt înapoi, decalate, da? Cu cât mobilitatea articulară, flexibilitatea ne permite și de asemenea și durerea, putem să ne așezăm pe antebrațe și la fel încercăm spatele pe cât posibil drept, mai puțin cocoșat, da? Stăm drept. Nu reușim, v-am spus, înălțăm poziția. Acesta este ultimul exercițiu cu scaun, după care ne așezăm. Perfect, schimbăm celălalt picior. Să-mi scrieți în comentarii cum vă simțiți, dacă vă cad bine aceste exerciții și mai cu seamă m-aș bucura să scrieți la comentariile publice, pentru că de multe ori aceeași întrebare mă pun și alți oameni și atunci câștigăm timp, pentru că eu încerc să răspund tuturor și poate aceeași problemă o are și o altă persoană și atunci câștigăm timp și unii și alții, știți? Ar fi ideal să se întâmple treaba asta, dar oricum apreciez că mă vizitați, vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Și sper din suflet să vă și cadă bine și să vă fie de folos aceste exerciții pe care eu vi le arăt. Minunat! Haideți să ne așezăm. Eu am să las scaunul deoparte. Ne așezăm. Culcat dorsal. Așezăm tot așa laba piciorului pe genunchi și ridic piciorul cât îmi permite mobilitatea și durerea și așa mai departe. Și prind cu palmele coapsa și stau acolo. Dacă îmi permit să duc cât mai mult genunchiul la piept, merg, dacă nu, slăbim puțin cu brațele și lăsăm mai jos. Și stăm acolo. Inspirăm și expirăm, încercăm să conștientizăm poziția în care stăm. Minunat, ne pregătim să schimbăm piciorul celălalt, sprijin pe talpă, mut piciorul celălalt și ușor ridic. Și prind cu palmele coapsa. E important să facem pe ambele picioare totdeauna, indiferent că, în general, durerile pe nervul sciatic sunt mai mult pe un picior, însă pentru decompresarea coloanei, pentru decontractarea mușchilor și așa mai departe, e bine să lucrăm ambele părți. Stăm acolo, inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Perfect, ne pregătim să ne ridicăm.
pe șezută. Stăm ușor pe o parte, încerc piciorul, gamba, s-o aduc cât mai aproape în interior, piciorul din spate întins, pe cât posibil bazinul, cât se poate, da? Drept și ne ducem spre înainte. La fel, dacă nu reușim să sprijin pe palme, cu cât ne permite mobilitatea, durerea așa mai departe pe antebrațe sau mai mult, întindem brațele spre înainte. Hai să vă arăt și așa, aici, pe antebrațe sau spre înainte. Asta e în funcție de durerile și, știu, putința voastră. Eu am să rămân aici pentru că mi-e mai confortabil să stau pe antebrațe decât să mă întind, mă doare și nici nu mă ajută mobilitatea foarte mult. Dar mi-e bine, mi-e bine în poziția asta și voi optați pentru poziția cea mai confortabilă pentru voi. Da? Aici, pe antebraț sau înainte. Stăm acolo. Inspir și expir. Sper să aveți răbdare până la final. Mai sunt câteva exerciții eficiente. Și dacă sunteți cu dureri, merită să faceți aceste exerciții pentru că vă ajută considerabil de mult și știți voi că uneori exercițiile fizice sunt mai eficiente decât o pastilă, decât un antiinflamator și oricât am evita exercițiile, până la urmă tot acolo ajungem, vă spun din propria experiență. Ne așezăm pe celălalt picior și stăm acolo. În general, omul așa fuge cât poate de anumite aspecte, dar cât nu mai are încotro, cam finalitatea tot acolo va fi. De aceea vă spun că și dacă nu aveți dureri, e bine să le faceți și preventiv, măcar o dată la, nu știu, 2 săptămâni. Sau dacă vă știți predispus cu dureri de spate, în special cu nervul sciatic, atenție mare la mișcările pe care le faceți, evitați să bruscați mișcările, schimbările de direcție, atenție cum ridicați anumite greutăți, plase de cumpărături, sticle cu apă, da? Trebuie un pic să avem grijă la toate aceste aspecte. Perfect! Acum, acest exercițiu se poate face și din culcat dorsal și din culcat facial. O să încep pe burtică. Vom desena un C, practic, acolo unde se duc picioarele, în aceeași direcție se duc și brațele. Și stăm acolo. Schimbăm tu brațele într-o parte și picioarele. Se vede? Se vede. Mai sunteți aici cu mine? Haideți că mai sunt câteva exerciții, ne întoarcem pe spate, culcat dorsal, după care câteva de pe genunchi și gata. Dar aveți răbdare până la final, să vedeți ce bine voi veți simți. Bun. Pe spate culcat, aceeași poveste, da? Duc picioarele într-o parte și brațele. Și stăm acolo. Stăm. Inspiră, expiră, inspiră, conștientizăm bine poziția, simțim cum ne întindem peste tot,
special oblici lateral, dar și șold în jos. Tot. Tot ce ține pe partea laterală. Minunat. Hai, schimbăm și în partea cealaltă. Să nu se supere nicio parte. Și uite așa frumos desenăm și un C. Unii îl fac mai gras, alții mai puțin vizibil. Grozav. Haide să ne ridicăm pe genunchi. Apropiem vârfurile, da, vârfurile sunt apropiate, genunchii sunt la nivelul umerilor și așezăm bazinul jos. Așezăm bazinul jos și încet punem fruntea pe palme, apoi coborâm și lăsăm să ne simțim cum se întinde tot spatele. Stăm acolo, inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Foarte relaxantă această poziție. Mai două respirații. Nu mutăm bazinul. Poziția picioarelor și bazinul rămâne aceeași. Întindem doar brațele, chiar și trunchiul rămâne. Întindem brațele și tot așa, din aproape în aproape, mă duc într-o parte și stau acolo. Stăm. Și ușor. Mergem atât cât ne permite, da? Mobilitatea, durerea și așa mai departe. Doar totul să se simtă. Să nu fim pe mijloc, să mergem o idee într-o parte și stăm acolo. Perfect, și rămânem pe mijloc și acum ridicăm bazinul, ridicăm bazinul, da? Rămân picioarele la fel, ridicăm bazinul și stăm acolo, simțim cum tot spatele se întinde. Și ușor coborâm. Și din nou. Ridicăm. Și coborăm. Rotunjim mult spatele, abdomenul încurdat și ușor îndreptăm spatele. Cum sunteți? Sper că vă simțiți bine, sper de asemenea că v-a plăcut exercițiile, v-au plăcut, nu acest video, că până la urmă nu video e important, ci exercițiile să fie eficiente. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, încă o dată vă spun că apreciez foarte mult faptul că mă vizitați, că îmi scrieți, că vă sunt foarte utile exercițiile mele. De asemenea, nu uitați că există un playlist complet pentru dureri de spate, pentru întreținere, pentru ameliorarea durerii. Așadar, dați acolo căutare, pentru că sunt foarte, foarte eficiente și eu sunt cea care le fac, așa că eu sunt garanția lor. Până data viitoare, aveți grijă de voi, multă, multă sănătate și toate bune!